bun găsit, prieteni, din nou la întâlnirea noastră săptămânală cu rubrica de gramatică de la Brașov TV. Fie că avem o meserie de așa natură care ne obligă să fim coerenți în exprimare sau pur și simplu vrem să lăsăm o impresie plăcută, cu toții ne dorim să vorbim și să scriem cât mai corect în limba română. Asta ne propunem și noi aici la Brașov TV, ca rubrica pe care o prezentăm să aibă un impact pozitiv asupra tuturor telespectatorilor. E bine, să vedem în minutele următoare dacă ceva mai devreme am folosit sau nu forma corectă a verbului a avea. Să aibă, nu, să aibă. Așa e, într-adevăr, asta e. Îmi doream ca acest film să aibă un final fericit. Perfect. Care, a prima sau a doua? Prima. Prima. Să aibă un final fericit. De ce nu, credeți? Nu, să aibă, nu. Nu, asta e. Să aibă, a doua. Exact. A doua, într-adevăr, da, asta. Da, da. De ce vi se pare că ar fi asta? Așa mi se pare că ar fi corect să vorbim. Așadar, singura formă corectă la persoana a treia, singular și plural, este el, ea, ei, ele, să aibă. Vom spune, de exemplu, este necesar ca el să aibă acces la aceste informații. Aș vrea ca ei să aibă o vacanță plăcută. În limba română, verbul a avea este un verb neregulat, adică își schimbă forma în cursul flexiunii, total sau parțial, nesupunându-se regulilor generale ale formării modurilor și timpurilor. Acest verb are, la modul conjunctiv timpul prezent, următoarele forme. Eu să am, tu să ai, el ia să aibă, noi să avem, voi să aveți, ei, ele să aibă. Să aibă și să aibă sunt considerate regionalisme. Care vă sună dumneavoastră măcar mai bine? Deci, ultimul de aici. De ce? Îmi doream ca acest film să aibă un final fericit. Îmi doream ca acest film să aibă un final fericit. De ce vi se pare asta corectă? Pentru că și sună bine și așa e corect. În general, ortografia verbelor la modul conjunctiv nu ridică probleme deosebite, având în vedere faptul că la persoanele întâi și a doua, singular și plural, forma verbului la conjunctiv este aceeași cu a indicativului prezent, cu excepția lui să. Eu spun, indicativ prezent, eu vreau să spun, conjunctiv prezent. Tu spui, tu vrei să spui. Noi spunem, noi vrem să spunem. Prieteni, asta a fost tot pentru astăzi. E ca de fiecare dată, vă recomand să țineți minte tot ceea ce am învățat împreună la rubrica de gramatică și, cel mai important, să puneți în practică în relația cu unul sau mai mulți interlocutori. Dacă aveți sesizări, știți foarte bine că ne puteți scrie pe paginile noastre de Facebook, știrile Brașov TV sau brașovtv.com. De asemenea, emisiunea o puteți urmări înregistrată și pe site-ul nostru www.brașovtv.com. Deocamdată atât pentru astăzi, până data viitoare, toate cele bune! Rubrica de gramatică a fost realizată cu sprijinul RS Activ, lider în echipamente de construcții.